Sectorul Giurgiu a trecut cu bine primului viscol din această iarnă, astfel că nu s-au înregistrat evenimente deosebite în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Potrivit Capitaniei Zonale Giurgiu, viscolul foarte puternic a cauzat probleme pentru două nave care nu reușeau să se fixeze de fundul apei cu ancora. Intervenția unui echipaj a restabilit situația. Le mulțumesc celor de pe nava Bocșa 1, care în loc să stea acasă au stat la bordul navei și au făcut navă de siguranță pe portul Giurgiu. Cu ajutorul lor am reușit să restabilim situația normală, iar la data prezentei nu avem evenimente deosebite pe sectorul nostru. Același echipaj al navei Bocșa 1 va asigura permanența în zilele următoare, pentru ca vremea rea să nu afecteze activitatea din port. Cât despre celelalte porturi aflate sub jurisdicția Capitaniei Zonale Giurgiu, care se întinde de la Corabia la Călăraș, nici în cazul lor nu au existat evenimente deosebite. Despre activitatea altor porturi din jurisdicția noastră a Capitaniei Zonale Giurgiu, pot să vă spun că astăzi de dimineață s-a reluat trecerea de bac la Călăraș, care este un lucru foarte important pentru că se unește Muntenia cu Dobrogea. În Măgurele activitatea decurge normal, la Oltenița activitatea decurge normal. O veste bună se referă la cota apelor Dunării, care are o valoare de 127 de centimetri, în creștere cu 2 centimetri, o cotă normală pentru luna ianuarie. Specialiștii spun că, în cazul unui îngheț foarte puternic, cotele mai scăzute ar duce la formarea de sloiuri și chiar pod de gheață.